Cei care s-au născut în Zodia Capricornului vor avea între 3 și 4 septembrie luna tranzit prin semnul lor zodiacal. Va fi prezentă în casa întâi, le va da logică rațiune, răbdare, spirit clar, matematic, prin intermediul căruia vor aborda greul vieții de fiecare zi. Nu cred că va fi vorba de foarte multă veselie, mai ales că în casa a relațiilor parteneriale Există destul de multe complicații de mult timp și cu puține șanse să se rezolve într-un viitor apropiat. Între 5 și 7 septembrie dimineața, o situație neașteptată în plan financiar. Ține de salarizare, drept de autor, drepturi cuvenite, plată, răsplată, are o legătură cu niște modificări, transformări, schimbări legate de niște cutume la locul de muncă sau de aplicarea unor legi sau de transformările prin care instituția înseși trece. Nu sunt privite cu încredere, nici cu liniște. Capricornii se vor îngrijora Alte ori se vor supăra, vor reacționa, vor cere explicații, vor intra în audiență, în fine, vor face demersurile necesare pentru a limpezi această temă nouă apărută la orizont cu argumentele care o justifică, o susțin. Dacă nu li se pare că sunt suficient de elogvente și de întemeiate, le pot contesta. Alte ori pot să afle că ele se bazează pe o exagerare sau pe o, un abuz sau pe o aplicare în a legii. Atunci trebuie să facă niște demersuri, cere reclamații, întâmpinări, memorii, chiar o acțiune în instanță. Deși cred că e mult până acolo, cert este că vor avea de lucru. Tema e cu atât mai importantă cu cât nativii sunt să zicem așa mai în vârstă, adică îi privește pe cei care au depășit vârsta de 50 de ani. Și, în cazul unora, poate să fie vorba chiar de propunerea de a înceta activitatea în postură de salariat, de a ieși la pensie, de a reveni în același loc, în forma unui alt contract, cu un alt venit, nu se știe cât de sigur, apare elementul de întrerupere, de blocare. De neputință de a continua în acești termeni contractuali. De aceea am spus că îi privește pe cei în vârstă, deși și în cazul celor tineri poate fi vorba de întreruperea unui contract sau de reformularea lui drastică și evident neacceptată și nefericită. Din 9 septembrie, după ora 7 dimineața și ulterior, pe 10 și 11 septembrie, mecanisme de comunicare bune, agreabile, Poate să fie vorba de o veste care să le facă plăcere, de o întâlnire mai destinsă. Poate fi vorba și de o deplasare care să le permită o relaxare, o rupere de amărăciunile și frecușul zilnic cu toate neputințele momentului actual și limitele acestui moment actual din punct de vedere socioprofesional, financiar, politic. Pe fond, lucrurile sunt mai complicate pentru că cele două case ale comunicării vor fi controlate de patru planete care se vor afla în opoziție. Pe primele trei le știți, Soare, Neptun și, evident, Luna. Ceea ce reprezintă elementul de noutate este prezența planetei Venus, începând cu ziua de 5 septembrie, în Zodia Fecioarei. Micul benefic va traversa Casa a Noua a Studiilor și a Prestanței Sociale și Profesionale până pe 29 septembrie. Micul benefic ar trebui să atragă un strop de noroc, de șansă pentru afirmare, pentru consolidarea unui statut socioprofesional, pentru o deschidere, dacă este vorba, de continuarea studiilor, de performanțe pe direcția acumulării de cunoștințe, de experiență, practică, tehnică și așa mai departe. Îi privește pe cei care, evident, sunt într-un proces de evoluție. Acumulează tot ceea ce e necesar pentru a deveni competitivi. Dar le mai permite unora și aderarea la niște grupuri, structuri organizate, societăți, fundații, Grupuri de inițiative, organizații care desfășoară tot felul de activități destul de importante. Nu e vorba de club de bridge sau de club de tenis. Nu că n-ar fi importante și plăcute și acestea, ci este vorba de inserția lor în societate. Aici este vorba de grupuri de elită, grupuri de mare valoare și importanță și eficiență socioprofesională. Și atunci. Unii dintre Capricorn pot să fie invitați să participe, să se alăture unui grup, unui colectiv de inițiativă. Alteori, ei pot formula o cerere și după o analiză a lor, a CV-ului, a întregii biografii, a unui interviu, a unor recomandări, ei să fie acceptați. Și în felul acesta să poată să desfășoare niște preocupări alternative celor care dau logica locului lor de muncă. E vorba de altceva decât serviciul curent, poate nici nu este vorba de bani, poate că este o activitate cu titlu gratuit, benevolă, de reprezentare, dar câștigul este de imagine, de notorietate, de credibilitate, de performanță publică. Alteori pot să fie persoane numite, în funcții onorifice. Cu statut de vedetă, cu statut de persoană importantă care tocmai de aceea este pusă acolo și chemată să onoreze prin prezența și cu numele său un program pe care niște persoane îl desfășoară. El fiind garanția că acel program e bun, că se înscrie pe un drum necesar societății, că acel colectiv este alcătuit din oameni meritoși, printre care se află și cel născut în zodia Capricornului.